Superliga vă este oferită de Superbet. Mă uitam, două echipe care, așa cum remarcam și la flash-urile dinainte acestei partide, o echipe care înscriu, dar și primesc gol. Foarte puțin au fost excepțiile în tot anul ăsta 2023. CFR mai fragilă, dar cu o rată destul de bună în fața porții, mai ales dacă vorbim de meciurile de acasă. Craiova la fel, rezultate inconstante, dar constante a fost gol marcat și gol primit. Patru dintre ele în această stagiune. Intrare tare a lui Ivan! Atenție! Ce prostie face Ivan și este eliminat fără ca Radu Petrescu să stea prea mult pe gânduri. Acolo se află Iulian Dima, dar să vedem. E sus, e cu talpa sus. Încă o dată din alt unghi. Mai degrabă de galben. Și priviți, piciorul lui Ivan vine din minge, deci cumva nu se duce pe piciorul adversarului. Mie mi se pare de cartonaș, mai degrabă de galben. Să vedem ce părere are Radu Petrescu. Nu pare să ducă mâna la buzunar, ia să vedem. Ba da, îi va schimba în cartonaș galben. Mi se pare o decizie bună. Mi se pare o decizie bună, Ivan nu s-a dus cu piciorul pe adversar. Sperăm să-i vedem în repriza a doua. Dar CFR Cluj, uite aici, Ionuț, ce șansă are CFR. Popescu respinge cu piciorul. Hai să revedem faza asta. Din nou, terenul alunecos. Nu e prima dată când vedem jucători care alunecă. Reflex bun al lui Popescu, dar și bârdingea parcă previzibil, nu, Ionuț? Trei adversari în fața lui. Nu prea îl înțelege Câmpanu. Până la urmă continuă la marginea careului Câmpanu. Atenție, are șut bun din această poziție și este un șut deviat. Se afla în zona sa numărul 1 de finalizare. Și nu știu dacă nu cumva a șutat mai bine decât s-a dus mingea care a fost deviată. Cred că era pe poartă. A doua oară în decurs de doar câteva minute. Ce execuție interesantă a lui Ivan de astăzi. Alunecă și el, cred că e o problemă totuși și cu aderența, o problemă generală. Iată, două șuturi periculoase, Câmpanu și spațiu Țvec, nu e preluarea ideală, dar poate fi un atac periculos al CFR-ului. Centrarea e perfectă, finalizarea aproape la fel, ocazie mare a CFR-ului. Revedem centrarea lui Țvec, ideală, și nici finalizarea lui Bârligea nu e deloc rea. Iată-l pe Boateng centrând acum, vine din spate Camora, șutul cu dreptul deviat! Raznici ar trebui să fie omul cheie al CFR-ului în această ultimă perioadă a partidei. Manea pregătește centrarea, Manea, Muhar, gol! CFR! Minutul 66, CFR deschide scorul, știa Dan Petrescu de ce îi ține pe bancă pe cei doi, Graznici centrează la lovitura liberă, apoi Muhar finalizează din centrarea din cealaltă parte a lui Manea. Manea cu asistul este și el într-o formă excepțională în această stagiune, mult mai decisiv în ultima treime, centrare simplă, finalizare simplă, Ionuț. Gol simplu, dar câteodată cel mai greu este, nu, să faci fotbalul simplu. Vorbeam înainte de meci, sau chiar la începutul meciului, Mădălin, cum o să marcheze cele două echipe. Și spuneam de CFR Cluj că ne așteptăm la o fază fixă. Iată, a venit această fază fixă, inspirată schimbarea lui Dan Petrescu cu aducerea lui Mihar în zona centrală. Craiova atacând în valuri.
Păi, deja ne vedem acum un 4-5-1, lăsând doar Ianga în atac. Ce trecere bună a lui Marcovici, șutează și scoate de la rădăcina barei cu feta aici, cred că e offside. Fanionul rămâne jos, dar cred că Ivan știa. Ia să vedem, bucuria este reținută. Cred că Ivan era totuși în afara jocului. Fanionul a rămas jos, dar va veni o confirmare de la VAR. Marcovici îl lasă în spate pe Manea. Ia să vedem. Uite cum e faza asta ca cea cu Malița, nu? Când a ieșit scandal mare de tot. Atunci îți aduce aminte, Ionuț, cu linia aia care nu mai era pistă de bicicletă. Ia să vedem. Dan Petrescu. Gol. Este gol, nu? Este gol validat. Ivan așadar în joc. 1-1. Noi revedem, iată, această fază. Cred că vom avea și un stop cadru, da? Nu este offside, cel puțin din această reprezentare grafică, nu mai e chiar pistă de bicicletă. Pare o decizie corectă. Ivan avansează, este întâmpinat de Krasnici, pasa pentru Marcovici. Marcovici trece de Krasnici și caută culoare de centrare, reușește să trimită în fața porții. Ivan, centrare care ajunge la destinație. Bayram se întoarce. Șanse uriașe ale Craiovei în decurs de doar câteva zeci de secunde. Două ocazii mari de tot ale lui Bayram. Ivan pentru Marcovici, căpățână venise pentru a continua faza. Recuperarea lui Bayram. Atenție la această fază. Marcovici scoate scufet, face doi pași în față, exact ca portarii cărora li se cere curaj în astfel de faze. Superliga vă este oferită de Superbet.